Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la un nou videoclip pe acest canal. Suntem pe un stadion și am aici toți băieții prezenți, echipă mare. Suntem astăzi 5 la un challenge. Cei mai mari fotbaliști ai României. Cei mai mari, la cel mai mic până la cel mai mare fotbalist și breakdancer și așa mai departe. Astăzi vom face un challenge pe care îl știți de pe TikTok, se numește Don't Flinch Challenge. Da, așa nu, că te-ați glume de băieți aici, suntem mulți și de-aia se întâmplă așa. Don't Flinch Challenge se numește, adică nu tresări în românește, fii atent. Nu tresări? Nu tresări. Fii atent. De exemplu, noi vom sta într-un semicerc așa și vom da pase de la un altul. Gen, hop, așa. Și dacă tu ai avut tendința să te miști, să iei mingea, ai pierdut. Înțelegi? Gen, trebuie să stai așa, bun. Fii atent. Și acum dacă ți-am dat așa, vezi? Aha, să n-ai picior. Trebuie să ai reflex, frate. Exact. Și, și facem care tresare iese, gen. Iese. Aha. Și vom face 3 runde de genul ăsta, a câte 500 de lei. Aveți ocazia să plecați acasă cu 500 bănuți. De lei? Fiecare rundă. Dăm un ban astăzi. Ia hai. Astăzi avem buget pentru videoclip. Deci pe 15 milioane, 1500 de lei. Fii atent. Ce e asta? Că le-am luat flotări, Valerii. Sub nicio formă le-am luat flotări, le-am mai văzut undeva. Ce vă uitați așa? Bă, sunteți pregătiți să dăm drum la panoramă? Ai văzut, da? Facem caterinca, da? Hai. Da, cercul așa mai. Cercul e bine așa? Mai dai, semicerc, cred deci că. Și după ce dai pase, poți să faci preluare și după aia. Da, frate, deci tu poți să o iei, să o dai, să vii. Gen, nu te mici după loc. Poți să o și opresc, da? Da, da. Poți să te faci că dai pase și o oprești așa, gen. Poți să faci cum vrei. Gata. Băi, fii atent că dacă faci balanță. Păi stai, am început. Nu, da. El te-a testat acum, vrea să te scoate din joc ăsta de la 5 milioane de euro. Dăm drum. Mamă, ce... Dar trebuie să curgă mai repede, să da, nu ai treaba. Da, dați spate de la altul. Nu mai... Cu cine ai vrut să dai? Nu contează, dar bine că mi-a ieșit așa. Aaaa, ce tare! Bate-o! Mai stați lângă Ciprian, că e problemă. Ciprian e hot. Da, da, da. Astea, trebuie să faci multe din astea, că altfel ești mort. Hai cu minte, nebunule, că te-am citit. Parcă... Nu, nu mai mă uit cu mici capul, că trebuie să mă uit după minge, da? N-am ce să fac. Mamă, ce-a lăsat? Ai văzut, da? Nu vine să cred, cu. Ce-a mușcat-o! Dragi, gen, dacă îi se dă pasă și nu apucă, tot iese, nu? Da, păi te-ai mișcat și-a luat-o ăsta la altul. Hai, dă-i drum. Dar știu că ești o pasă, ceva, dacă dorești. Lasă-mă, că acum ăsta-i talentul lui. Nu, își face și el talentul, e pe cameră acum. Dar nu te mai freca aici lângă noi, nu înțeleg, nu rezolv nimic. Nu contează, frate, de unde știi tu că nu? Gata, băi, stați, ne mișcați, că vă descalific. Ia. Bine, să fim atent aici. Davide! Vino aici, n-am fost, n-am fost atent, am David a plecat așa, a plecat ce nu. I-a plecat piciorul cu aia. Mam, și acum duelul, aici e greu în doi, mi se pare super greu. Opa! Mamă, stai așa să aduc. Dar bă, intră în automatism chestia asta să reacționezi. Reflexul, mă, frate, reflexul, ca și cum când te lovești și cineva, văzi că dai să faci așa? Da, gen ăsta așa. Hai, bă, uite, vezi? Da, faci voluntar. 500. Dă pe numărat, dacă n-ai. Mersi, da, nu? Da, așa. Nu, da, de ce? Uite, mă, fii atent, ai 100, 2, 3, 4. Dar ce ai făcut? Ai făcut? Așa am mâncat, ai jucat. A fugit-te, o. Care trei? Ai luat, te duci după el. Bă! S-a terminat bugetul din prima rândă. Vezi că iau pe toți. Și ceilalți tot așa. Rămâne așa, da? Te-am dat la 100. 3, 4, și gata. Oh. Băi, care mă, nu mai știi tu numeri. 1, 2, 3, 4. 4, domnule. 4. Păi cum, mă, că mai am puțin? 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Nu 500 de lei? Da, mă, 500 de lei, ofticat, ai văzut cum face? Da, mă, dar n-am numărat bine. 5. Era un an plus. Vezi? Da, n-am, s-a lipit. Că vezi, mă, vezi că eu știu cu cine am de-a face. De la căldură s-a lipit și da. Hai, Teo, să intrăm iar în hor aici. Că data trecută am ieșit primii. Bă, eu sincer să vă zic acum, pot să ies afară, am luat 500, nu-i problemă. Facem acum mai puțin atingeri 3 și pe urmă 2, da? Ei, dar zici, ai venit cu regula asta. Nu, ideea e să fiecare faci ce vrea. Mai repede. Nu, nu, las, fiecare faci ce vrea să mai câștigi. Gata? Hai, unul.
încearcă pe Teo acolo. Vrea să mi-l scoate iar din joc. Nici mă mai mici, bă. Nici eu, până nu mă lovești mingea, așa stau. Mamă, și-am zis pe ei pe aia. Da, dar v-am făcut de cap, că nu mai știți cum să stați atenți. Da, bună! Vrea că are, are dușmănie data trecută. Bună asta, bună asta, da. Opa! Te-ai mișcat. Așa ai făcut, l-ai scos! De aici am luat, așa! L-ai scos! Dar chiar nu poți să-i dai și să-i iei da, fix da, aici? Dacă da. Tu ajungi după ea, e poți funda la apă. Ah, ok. Unu out. Hai, cum e, ține bunule? Era mușcă, frate, mi-a intrat o mușcă în gură. Proteine, frate, hai. De-aia zic, trebuie să stai pe loc, nu trebuie să mai legăne așa, că eu pot să consider ca și cum te-ai mișcat după mingi. Bine. Piciorul lui Teo i-a rămas aici, în vârful. Gata? Gata, mă. Ah, dacă prindeai. Păi asta am încercat, dar... Aaaah, n-am prins-o, bă, gamă. Dacă nu prindeai, era afară. Da. Dacă. Hai să mărim alea că cerc, suntem prea aproape și gen nu avem, ne luăm din fața. Da, n-ai loc, te întind. Da, da, gen, uite, vezi? Acum ai loc să dai o pasă, gen. Asta trebuie făcut, vezi? Exact asta trebuie făcut, amețeală din asta la fiecare minge. Stai cu minte. Aaaa, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, așa a făcut cu piciorul. Hai cu noi aici. Ți-a plăcut, da? Da, era să plec, era să plec după loc. Era un lat, după aia o vreau să dă. Da. Da, asta e, de asta am zis din... Gen, să nu vă mai... Așa, cu mici. Nu. Cum nu? Și ei vrei? I-am luat-o înapoi. Așa ai luat-o și tu, Ludov. Da, 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 așa a luat-o de la mine, dar... Am păstrat distanță foarte, foarte mică. Data viitoare mărim cercul. Bă, a fost da, ok. Da, 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 a fost așa ok. Așa mi-ai făcut și mie cercul, de aici mi-ai luat. Stați alea că nu mai comentați, adu banii, lasă prima dată. După aia puteți să spuneți ceva. Fii atent cum, cum zic. Am ajuns și la ultima rundă să vedem dacă mai pleacă cineva în afară de bada cu bani acasă. El are bani în mână, n-are ce probleme. Domnul Bufon! Asta e, asta trebuie să faci. Ok, hai să mărim cercul puțin, vă rog. Mărim așa. Cercul mai mare! Mamă, ce-am zis cu ea. Dacă o prindea, era forță. Nu mai vezi că era să plec acum aici. Nu mai mușcă Teo, fii atent că Teo rămâne. Păi numai dacă mingea, dacă trece de tine, tot nu te descalifică, n-ai de ce să te miști. Da, da. Gen, cred că trebuie să fie o regulă în legătură cu asta. Bă, momentan, adică gen, și unde am văzut și eu videoclipul, nu e. Nu e, o? Mamă, ce lasă mă mișc aici că l-a venit aproape, rău. Păi ce-a să fac acum? Păi ce? Băi, dar cineva s-a mișcat de acolo, că mingea era la el, Ciprian. Ce-ai făcut acolo, Ciprian? Ce-ai avut instinct să te duci și pe ea. A, dar e boss, că n-a zis nimic. A plecat după minge el. Nu, el era ce, mă, ce, ce-am făcut? Ca și cum, așa era normal să se întâmple. Hai.
Ai luat-o, mă! Afară! Știi ce am vrut să fac? Când a dat-o, am vrut să o trag eu, să o iau, știi? Vezi că a scos doi oameni din joc, Teo, până acum. Hai, frate, ce m-ar fi să scoate Teo pe toți? Hai, stai cu minte, nu? Cerc mai mare, cerc mai mare, hai! Fai, ce te ardea, Danule. Te-a făcut? Te-a mișcat? Da. N-am văzut, nu mi-am dat seama. Nu știu, n-am, nu m-am uitat. Eu am intenția să mă uit la minge. Bine, care cunosc. Când mi-a dat pasie, am făcut așa. Să dai zoom. O să încerc să fac la fiecare din asta, o să încerc să dau zoom-uri din astea, să văd dacă se vede. Dar gen, oricum, mai ne-am jucat pe bune. Eu trebuie să fiu atent la ei, la mișcările lor. Da, mă, las că mă uit eu, că acum dacă sunt în spate, văd. Trebuie să stai calm, dacă stai calm. Da, mă, trebuie să fii calm. Păi e serios, că n-am eu mingea, n-am nicio treabă, n-am nicio stres. E foarte serios ăsta. Mă, așa mi-am avut impresia că te-ai mișcat. Nu. Până acum e tot ok, nu s-a mișcat nimeni. Mă, dar se concentrează acum ca să stai relaxat. Știi cum îi stă creierul? Așa îi stă creierul. Până și pietronul vine. Da, încercați când jonglați, vă duceți mai aproape să o luați, să fiți și aici, că dacă ești așa, aia. Aaa, te-ai mișcat! I-a fugit glezna, lui Teo. Nu mai puteam, nu mai puteam. Da, am scoat pe toți, Teo, să mă antrenamentul ăla de ninja face și el minune acum. De ninja, de samurai. M-a lăsat acum în așa. Păi da, mă, dar-i dușman acum, de-aia a plecat acum, că îi lua banii, băiatul. Bă, ia, stai un pic. Și de asta, băgam. De asta veneai să bați cupa, să-l aplauzi, să-l iei în brate. Uite aici. Deci toată lumea a plecat, da? Bine, toată lumea. Care toată lumea? În familie au rămas aici. Mi-a dat șase. Și umrațul cum ar veni. Bravo. S-au vorbit. Adu bani acasă, că avem bani acasă. Trebuie să-i punem acolo sus. Adu bani, trebuie să faci în casă. Bă, punem sus, da. Ăsta a fost challenge-ul nostru de astăzi, sper că v-a plăcut și v-ați distrat alături de noi. Noi, sincer, ne-am simțit bine aici pe teren și faptul că suntem mai mulți a fost și mai bine. Da, e mișo. Ce să zic, ne vedem la următorul videoclip, sper să fie ceva super interesant. Ne auzim, ceau! Documentar ceva.